bucur că ești atât de informat cu toate detaliile. Astăzi e timpul să facem bani. Pregătiți-vă pușculițele, pentru că Bercea a pregătit pentru noi un pont de zile mari. Ne recomandă un expert care să ne înmulțească banii. Mă tot întrebați foarte mult, îmi dați mesaje, Bercea, ce să fac cu investiția asta? Bercea, să investesc acolo? Bercea, să mai țin? Cu siguranță s-a îngrămădit lumea să-i ceară sfaturi despre investiții lui Bercea, pentru că dacă e ceva care să te recomande pentru asta, e cu siguranță faptul că stai și te joci Minecraft și GTA 5 pe YouTube. Nu? E logic. Nu mă pricep în cripto, investesc și eu, dar nu mă pricep. Dar vă las o persoană care se pricepe, aveți aici grupul lui de Telegram pentru sfaturi și curiozități și aici aveți și profilul lui de Instagram. Băiatul știe, se pricepe, el este mai avizat să vă dea sfaturi decât sunt eu. Eu chiar nu sunt cunoscător, dar el este, cu asta se ocupă. Sincer vă zic, dacă apelam și eu la sfatul unui expert atunci când m-am apucat, acum eram foarte bogat. Dar am făcut totul de capul meu și am pierdut o mulțime de bani. Bine, nu e chiar atât de mare pierderea, dar înțelegeți voi, acum trebuie să stau să recuperez banii în loc să îi mulțesc. Și cum se recupereze banii dacă nu prin a promova un șarlatan care să le dea țeapă urmăritorilor săi? Bercea l-a promovat pe fxalexandru, care are cea mai penibilă descriere a contului din câte ați văzut până acum în zecile astea de episoade din seria Hoți Cibernetici. Lăsați-vă paharul cu lapte jos din mână, nu-l duceți la gură, pentru că mai mult ca sigur îl veți propulsa dintre măsele pe monitor când o să vă citesc descrierea contului. Motivator, investitor, tânăr geniu, milionar. Faceți bani alături de echipa noastră aici. Bun, vreau să punem accent pe ce a zis Bercea despre acest popa Alex, tânărul geniu milionar. Dar vă las o persoană care se pricepe, aveți aici grupul lui de Telegram pentru sfaturi și curiozități și aici aveți și profilul lui de Instagram. Băiatul știe, se pricepe, el este mai avizat să vă dea sfaturi decât sunt eu. Eu chiar nu sunt cunoscător, dar el este, cu asta se ocupă. Sincer vă zic, dacă apelam și eu la sfatul unui expert atunci când m-am apucat, acum eram foarte bogat. Hai să aflăm mai multe despre acest tânăr geniu milionar. Trăiește în Dubai de 4 ani, unde are și firma lui de imobiliare. A plecat din București, unde și provine dintr-o familie de clasă joasă, iar între timp a învățat chestii despre cripto și de ani de zile le administrează fondurile prietenilor săi, aducându-le lunar profit. Ba chiar are și în prezent o echipă puternică în spate de profesioniști care știu piața 100%. Adică, fără îndoială, îți vor aduce profit. Că, de, știu piața 100%. Nu dorește să discute pe story-uri, prin videouri, ori prin vocal, pentru că nu e stilul lui. Simplu. În realitate, acest tânăr geniu milionar, plecat dintr-o familie mai puțin decât modestă, care îți va aduce profit alături de echipa lui dacă le dai bani și care e stabilit în Dubai, unde are și o firmă de imobiliare, este de fapt un găinar din Moldova și nimic mai mult, care a avut înainte ceva pagină de meme-uri oposite, fapt care i-a adus numărul ăsta de urmăritori, 80.000. Având în vedere că meme-urile obosite nu țin de foame, a schimbat placa, că a văzut pe la alții că merg țepele pe Telegram și cu câteva sute de euro aruncate pe la nas influencerilor de carton, îi crește credibilitatea și oamenii sunt mai predispuși în a cădea în plasă. Pe grupul de Telegram, țeapa se desfășoară identic cu țeapa Onyx Capital. Îți promite un profit de 84% în 30 de zile. 84%. Dacă îi dai azi, pe 29 ianuarie, 3.000 de euro, peste o lună, pe 29 februarie, îți va da înapoi 5.520 de euro. Ori dacă nu, estimez eu că va întârzia o zi și îți va da banii pe 30 februarie. Ba chiar a pus și o dovadă prefabricată acestui fapt, să nu care cumva să n-aveți încredere în el. El e om de cuvânt. Aveți aici o clasă de tranzacționări și multe filmulețe cu mașini de lux și petreceri, unde cu siguranță asista și găina rupurilii din Moldova. Prima lui postare pe contul rebranduit în fxalexandru a fost publicată pe 16 decembrie 2021. Nici nu trebuie să te sinchisești să afli dacă e țeapă sau nu, să faci mai mult research. Strigă contul ăsta că e țeapă mai tare decât striga stresul aia de la Glovo când îi greșeau comanda. Iar tu, ca un om responsabil, care are stimă de sine și care apreciază susținerea primită de-a lungul anilor din partea comunității tale, îi dai cu șeta acestui țepar. Nu? Însă nu e și cazul lui Bercea, pentru că nu e ceva normal pentru el. Nu e la prima scăpare de genul, a mai promovat în trecut și Drake Mall cu reacțiile lui false și dacă nu mă înșeală memoria, parcă și alte mânării cu Forex. Iar acum țeapa acestui cont cu nume generic, Alexandru Popa, care pe lângă astea a ciurit și pozele, evident, ca orice găinar de peste prut, de pe un cont de al unui rus. Știți cum se mănâncă un elefant?
bucată cu bucată. La fel cum a furat și ăsta pozele de pe contul tot Vitalii, bucată cu bucată. Sincer, n-am nici cea mai vagă idee de ce mai are câte un influencer achi dintre ăsta curajul să scoată capul și să promoveze țepe de genul, având în vedere amplitudinea cu care au tot fost demontate. În fine, mă rog, dar nu la fel de tare cum probabil se roagă Bercea în gândul lui, ca după clipul ăsta să-l urmăriți în continuare.